care arată ca după război se au doar suspinele de durere ale rudelor copilei de 13 ani care a murit strivită de o bucată de zid. Oamenii au venit să aprindă lumânări la locul tragediei. Străzile din centrul vechi al orașului sunt pustii. Așa arată intrarea într-o clădire din centrul istoric al orașului Petrinia. Cutremurul a fost atât de puternic încât unul din zidurile laterale s-a prăbușit pur și simplu, iar cărămizile au blocat principala cale de acces. Igor e și acum șocat după seism. Soția și copilul său au rămas blocați în casă, dar a reușit să-i salveze în ultimul moment. Jednom momentu bio sam tu vani u kotlovnici, radili smo nešta i tamo sam osjetio sam jednu trenutku, budući da smo dan prije imali potres, osjetio sam trešnju. Bio sam tu s kolegom i rekao sam trči na cestu, ono, ne znamo šta je. Kad sam izašao, bacilo me u jednu stranu, u drugu stranu kotlovnice, tu sam se razrezao. Uspio sam istrčati tu van, palo je sve prašine, ne vidimo ništa, viču ljudi, žena mi je bila unutra u kući i dijete i kad se čim malo smirilo, otičao sam unutra, oni su bili ono zarobljeni sa strane, pao je ormar sa strane, tako da nisu mogli ni izaći van. În piața din centrul orașului, pompieri au ridicat o tabără pentru sinistrați. Revelionul din acest an a fost unul neobișnuit pentru oamenii din Petrinia. Cum casele lor au fost distruse de seism, au fost nevoiți să petreacă anul nou în corturile aduse de pompieri. Aici, în tabăra pentru sinistrați, voluntarii au amenajat chiar și o bucătărie în care pregătesc mâncare caldă pentru localnici, pentru cei care au rămas fără case. We came from Split, our association of the chefs. Now is corona time, restaurants are not open. We are very glad to come here to help these people because this is big pain for them. To see this is the very hard to see something like this. People don't have home, they don't have to stay, they are hungry, their children don't have to eat. Printre voluntari se numără și un bătrân de 85 de ani care are încă întipărit în minte imaginile dezastrului. I svu sreću da je u kući i sam izašao sam van desetak minuta i doživio sam ovu tragediju ove djevojčice tu, što je bio sam par metara od nje i na mene je popadalo, ali nažalost te krikove poziva u pomoć koje se ne možeš ništa. Tome preživio sam i drugi svjetski rat. I ovaj srbo-četnički rat i tragedija i klanja i tjeranja i pred tenkovima je tako ostao živ. Șapte oameni au murit în cutremurul cu o magnitudine de 6,4 grade ce a zguduit marți Croația, iar alți 26 au fost răniți.